Polițiștii din Bobicești, sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Balș, au reținut ieri un tânăr cercetat pentru viol săvârșit asupra unui minor. Mai exact, pe 20 august, în jurul orei 1, polițiștii secției din Bobicești au fost sesizați de către o minoră cu privire la faptul că ar fi fost victima infracțiunii de viol. Potrivit anchetatorilor, fata, în vârstă de 15 ani, ar fi întreținut relații sexuale cu doi tineri. Doi tineri de 17, respectiv 27 de ani, ambii din comuna Iancu Jianu, județul Olt, în timp ce se aflau în curtea unei unități de învățământ din aceeași localitate, ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor, cercetările fiind continuate pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea de măsuri legale. Pe numele tânărului de 27 de ani a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind dus în arestul poliției Olt. Dacă la început minora a declarat că a fost violată, ulterior le-a spus oamenilor legii că raportul sexual s-a consumat cu acordul ei. Ancheta continuă în acest caz. Contactat telefonic, directorul unității de învățământ din Iancu Jianu a spus că nu știe nimic despre acest caz și că, oricum, totul s-a petrecut în afara programului școlar, fiind încă vacanță. El a mai adăugat că, după începerea noului an școlar, vor fi purtate discuții cu eleva referitor la cele întâmplate.